seara și bine v-am găsit la o emisiune care astăzi își propune despre fenomenul fotbalistic, feminin, însă vom avea și informații de la fotbalul masculin, iar pe final de emisiune, 4 interviuri din lumea rugby-ului, pentru că la concurență cu fotbalul, iată, a început și rugby-ul, însă, așa cum vă spuneam, fotbalul feminin va domina, să spunem, timpul alocat la acestei serii a emisiunii Sport Plus, o emisiune în care îl am ca invitat alături de mine pe președintele clubului ASE Independența Baia Mare, domnul Marcel Popa, care îi spun bună seara. Bună seara! Este poate unul dintre cei mai fini cunoscători ai fenomenului fotbalistic feminin, Mara Mureșan, și de ce nu se extinde la nivelul arcului carpatic, pentru că, să spunem, Baia Mare, prin ASE Independența Baia Mare, rămâne cel mai emblematic club din acest colț de țară, alături de Olimpia Cluj, să spunem că ASE Independența este, poate, cred, cel mai longeviv club din această parte de țară. ASE Independența Baia Mare, cu o istorie în spate, un club care cochetează de ambun cu eșalonul de elită al fotbalului feminin românesc și care, iată, a pornit din nou la drum într-o nouă stagiune, 2019-2020. Da, din păcate nu am pornit cu dreptul. Campionatul a început deja din luna august. Prima etapă am disputat-o la Prundul Bârgăului cu ocupanta locului 3 de anul trecut. De fapt, și jocul de ieri, din etapa a doua, a fost tot cu un adversar de pe podium, cu Fortuna BC Cherecumei. Spuneam că, din păcate, nu am pornit cu dreptul, am pierdut ambele jocuri și, practic, ne-am arătat limitele și faptul că nu am reușit în perioada de pregătiri să aducem echipa la o formă corespunzătoare, însă nu numai acesta este motivul, ci faptul că nu am reușit să întărim un singur transfer și am pierdut 4 jucătoare. Deci a venit Dariana Indrei de la Olimpia, iar Pop Andreea, Rotari Cosmina, Racoș Andreea și Ionescu Alexandra nu mai fac parte, începând de astăzi, din lotul nostru. Fiecare, deși în primele două etape au jucat, astăzi, în ultima zi de transferuri, au găsit alte opțiuni în activitatea lor sportivă. Să spunem că Cosmina Rotari a plecat spre Moldova. Da, de acolo de unde a venit, la Fălticeni. Ionescu la United Bihor, iar Racoș a ales să-și caute un viitor, o carieră profesională în Germania, și de asemenea Andreea Pop și a renunțat la fotbal. Deci sunt 4 titulare din echipa de anul trecut, echipa care anul trecut învingea categoric Universitatea Alexandra cu 7-1 și Universitatea Galați 5-1, echipe mult mai bine cotate decât noi, făceam la Becichere cu 2-2. De data aceasta, iată că pentru prima dată în întâlnirile între Independența și BC Cherecu, oaspetele au câștigat ieri la... În condițiile în care făceați 2-2 cu BC Cherecu, BC Cherecu fiind singura formație care a vins campionatul, exact, Titlul Olimpia Cluj în două, da, dintre partide, jucând și finala Cupei României. Da, absolut. Deci este o echipă pe val, un club care, deși este la nivel de comună, este foarte bine organizat, mult schimbat în bine, se dezvoltă și a organizat grupe de junioare, de 13, de 15 ani, participă în campionatele de junioare, toate însă se fac pe baza unei susțineri financiare foarte bune, un buget bine structurat, susținut, ceea ce, din păcate, noi nu l-am reușit și ne străduim de ani de zile să structurăm un buget pentru Liga 1, pentru performanță, să, iată că nu reușim, și acestea sunt explicațiile și cauzele acestor două eșecuri la urma urmei, dar, repet, și perioada de pregătire n-a fost cea mai fericită. Antrenorul Liviu Vasuc a fost numit și secund la Naționala Under-19, este un lucru bun, pozitiv și pentru el și pentru noi,
Am lucrat pe programul dânsului, dar cu secunzii, dar nu e același lucru să... Așa și cred că la capitolul unde suferim cel mai mult este pregătirea fizică. Acolo ceva se pare că în acest moment nu funcționează, însă speranțe pentru a remedia acest lucru rămân pentru data de după 8 septembrie, când campionatul pentru noi se întrerupe timp de o lună și vom încerca să îmbunătățim și să remediem deficiențele. Însă trebuie remarcat și faptul că primele etape sunt extrem de grele, cu echipe de pe podium. Ați întâlnit pe ocupanta locului 3, acum vicecampioana României. Da. Urmează după un match la Constanța, care va avea loc la finalul acestei săptămâni cu o debutantă pe prima scenă, da. Selena Șantierul Naval Constanța. Să întâlniți campioana României, campioana în titlă, chiar Olimpia, da. Cluj. Știți că am luat podiumul la rând. După care, da, după care iar o deplasare extrem de dificilă la Galați. La Galați, Universitatea. Da. Deci nici programul nu este unul care să... Nu, din păcate, lucrurile acestea se leagă la capitolul, să le spunem în ghilimele, ghinioane. Pentru că în perioada de pregătire am avut și ghinionul accidentărilor. Am adus jucătoare portar pe postul de portar, care a evoluat în echipa DVTK Miscolț în Ungaria, a ocupat 2 ani la rând locul 3. E vorba de Cristina Sökönagy. Și care a jucat finala Cupei Ungariei. Da, și a jucat finala Cupei Ungariei de 2 ori, odată într-o perioadă când a evoluat la Győr. Însă este accidentată. În recuperare, nu știu. Și o mare pierdere este atacantul, golghetera ligii, da, primei Ioana Borodi, așa feminine. Din păcate a avut dublu diagnostic, deci ligamente crucișate și menisc. Am încercat o recuperare, am fost la un doctor din Debrecen, se pare că la RMN-uri făcut a doua oară. Am constatat că ligamentul este ok, adică nu ar mai necesita operația, dar de menis nu scapă și în perioada următoare se va opera de menis. Și cel mai probabil în acestul de campionat, atât Suci, Noxuke Suci, cât și Ioana Borodi nu vor putea să vă ajute prea mult. Se pare că asta e situația. Și știți, ghinioanele se leagă în continuare, adică și al doilea portar, Crista Haim, la încălzire, în prima etapă, în meciul de la Prudu Bârgău, la încălzire și rupe mâna. Deci este ceva de neînțeles, de neînchipuit. Pur și simplu, o minge de încălzire, șutată, intervenție neinspirată și... Încet, încet o să-i rog pe colegi să pregătească primele 3 interviuri din vasul calup pregătit pentru dumneavoastră. La finalul partidei de ieri am stat de vorbă atât cu Raluca Dragoș, autoarea golului Băimărean, reușit în minutul 9, cel de-al doilea interviu cu Liviu Ivasuc, antrenorul echipei băimărene, un om de excepție, un fiind tehnician, dar și cu secundul formației din Becicherecu Mic, Andra Vela. Atenție, o fostă jucătoare care a activat numai puțin de un an și jumătate în campionatul englez la Queen's Park Rangers, un nume important și, să spunem, și o achiziție foarte bună pentru echipa din Becicherecu Mic. Raluca Dragoș, un prim meci pe propriul teren, un meci greu pe o vreme caniculară. Da, a fost un meci nou prea reușit din punct de vedere a scorului, dar sperăm ca pe viitor să fie mai bine, să muncim mai mult și să ne dăruim ca să venim și cu rezultate în favoarea noastră mult mai bune. Etapa viitoare vei juca la o nou promovată echipa din Constanța. Crezi că se pot aduce puncte de acolo? Cu siguranță să încercăm să aducem, să muncim, să ne dăruim și să facem un meci cât mai bun. Cât de mult lipsește din teren Borodi, dar și portarul Suci? Sunt două jucătoare de valoare care ne lipsesc foarte mult. Doamna Andra Vela, un meci astăzi câștigat, să spunem, fără prea multe probleme, emoții, un 4-1 care ne scutește de orice comentarii.
pentru noi a fost un meci, să spunem, luat foarte în serios, pentru că Baia Mare a o echipă foarte bună, anul trecut le-am luat doar un punct și ne-am pregătit, cred că, de două ori mai mult pentru meciul ăsta decât pentru orice alt meci. Știm că au jucătoare foarte bune, antrenorii, staff-ul și cred că s-a văzut și pe teren un joc frumos. Oricine putea să câștige meciul, au deschis scorul, mă bucur că ne-am revenit, că fetele au dat dovadă de perie de caracter, au reușit să controleze mingea, să joace exact cum le-am cerut și asta ne-a dus la scorul ăsta final, 4-1 pentru noi. Ați reușit în această vară transferuri importante, inclusiv de la echipa Olimpia Cluj, lucru care vă bucură și care vine să vă dea speranțe în ceea ce privește continuarea parcursului, pentru că sunteți finalista Cupei României, ați reușit să terminați pe locul de vicecampioană națională, fiind singura care ați bătut anul trecut Olimpia Cluj de două ori. Da, bineînțeles, faptul că am terminat pe locul 2 și am ajuns în finala Cupei, spun așa, ne face să vrem mereu mai mult, dar tocmai pentru asta încercăm să fim cu picioarele pe pământ, să construim jucătoarele care le-am adus, sunt jucătoare urmărite de ceva vreme și pe care vrem să le integrăm și să formăm o familie și o echipă și totodată o mentalitate pentru noi, în primul rând, și sper eu pentru fotbalul românesc. Din postura de ca prim antrenor femeie din vestul țării, dar și ca fostă jucătoare în campionatul englez, pentru că se știe a jucat un an și jumătate la Queen's Park Rangers, credeți că puteți schimba sau aduce alte mentalități în fotbalul feminin românesc? Singură nu, dar exact cum am spus, am încredere și în ceilalți oameni din staff-urile echipelor și conducători din fotbal românesc, pentru că doar împreună, fiind adversari pe teren și colaborând în afara terenului, putem schimba tot. Experiența dumneavoastră în Marea Britanie, ce v-a dus bun și pentru fotbal? Cred că modul de a gândi. Mai mult de atât, nu sunt oameni foarte bine pregătiți în fotbalul românesc, putem face multe, trebuie doar să creștem împreună și să colaborăm împreună și, cum am spus, pe teren, să jucăm fotbalul ăla frumos, astfel încât fotbalul feminin să atragă spectatori și să ne dezvoltăm în direcția în care se dezvolte celelalte campionate mari ale lumii. Vă mulțumesc și multă baftă! Mulțumesc asemenea! Bine, profesor Ivasuc, un prim meci pe propriul teren într-o nouă stagiune. Da, un prim meci, surprinzător și pentru mine. Am văzut 11 fete astăzi în galben îmbrăcate. Să știți că din cauza situației financiare precare, în lipsa bugetului, am 7 fete antrenament și nu putem să facem nimica. Rog fetele să vină la meciul, fete care s-au lăsat, rog să vină la meciul. Să știți că la ora 10 noapte n-aveam portar, am rugat-o pe Enescu să vină din pe la 0 să vină să mă ajute meci. Reacoș, care pleacă în Germania, se vine să mă ajute astăzi un meci, că îți vreau doar numai bine. Să știți că e o situație foarte, foarte dificilă, că am venit la Baia Mare. Fără bani nu poți face performanță și în cazul ăsta sperăm să ne salvăm dreptura, dar sincer. Foarte multe jucătoare indisponibile, Borodi poate numărul 1 în echipă, dar și plecarea lui Rotari la Suceava și la Folticeni, de fapt, și a lui Andreea Pobretrasă. Să știți că diferență de la anul trecut la anul ăsta, modul de antrenament, modul de pregătire care l-am făcut până acum și diferă de anul trecut. Să știți că anul trecut făceam zilnic antrenamente, s-a și văzut. Aveam 15-16 fete antrenament, anul ăsta am făcut de 2 ori pe săptămână și cu 6 fete sau 7 fete maxim. E diferență foarte mare. Nu pot duminica să cer nimic, ce pot să fac un antrenament care își vede duminica jucătoare la meci. Nici banca nu vă permit prea multe schimbări sau cel puțin? Sunt jucătoare tinere, jucătoare care vin de la juniore, jucătoare care în viitor vă putea spune ceva, deocamdată cred că nivelul de GT e cam de puțin. Vă mulțumesc! Revenim în studiourile Teleplus, deși, cum spuneam, au fost două eșecuri, bătălia nu e pierdută, pentru că vorbim de un campionat întreg, lucrurile se pot remedia. Există și o pauză, dacă nu greșesc, de circa o lună, când încep să intre loturile naționale în pregătiri, meciuri de calificări, preliminarii, lucru care vă poate readuce, să spunem, la niște parametri de normalitate, cel puțin în ceea ce privește pregătirea fizică. Absolut, asta ne-am și propus. Am și amintit la început emisiunii. Sigur, am urmărit și declarația antrenorului, îi dau dreptate, Liviu
Eu, din poziția mea de președinte, sunt alături de tine. Tu știi foarte bine situația noastră și ne înțelegi. Pe noi, cei care conducem în aceste momente administrativ clubul, e o situație mai grea. E prima dată când trecem printr-o situație de genul acesta. Încercăm să remediem în perioada aceasta și partea de structurare a bugetului, chiar dacă o facem în plin campionat. Cred că nu e nimic pierdut. Ce este important și interesant, la urma urmei, este să rămânem în prima ligă. Lucrul acesta ar fi important pentru orașul Baia Mare din punct de vedere sportiv. Pentru că dacă ne uităm la celelalte sporturi, nici acolo lucrurile nu sunt mai roz, să spun așa. Însă, deși e numit sportul rege, nici fotbalul masculin nu prezintă atât de mult interes pe cât se pare și cât se crede, cu atât mai mult cu cât, iată, fotbalul, spre fotbal feminin există un mai mare scepticism, dar fotbalul feminin produce mult mai repede spectacol și, să spunem, ca performanțe, are... Da, vedeți, tocmai am putea să decurgem acum discuția într-o altă direcție puțin. Mă referitor la măsurile care Federația Română de Fotbal le dorește să le ia vis-a-vis de fotbalul feminin. Deci impunerea acelei reguli mult discutate la nivelul echipelor de băieți de Liga 1, ca de la anul să aibă obligativitatea de a avea o echipă de junioare, peste 2 ani de a avea o echipă de senioare și junioare în continuare. De ce? Pentru ca aceste echipe de fete, pe lângă cluburi cu brand, cu nume, să poată să anime, să spun așa, fotbalul feminin din România. Sigur că ideea Federației Române de Fotbal este, la urma urmei, de a vinde un produs. Avem nevoie de brand. Deci, nu, jocurile nu sunt televizate. Să știți că de vreo 2-3 ani tot încercăm, din cunoștințele și informațiile mele se încearcă, Nici măcar meciurile naționale. Mai mult sau mai puțin. Au mai fost, sau finala de cupă. Dar jocuri de campionat nu s-a reușit. Nu prezintă interes pentru nicio televiziune. Deci federația, la urma urmei, trebuie, repet, să vândă acest produs, fotbal feminin. Și pentru asta trebuie vizibilitate. Vizibilitatea este adusă de cluburi cu nume de tradiție. De aici, sigur, se va naște, să zic așa, o avalanșă de întrebări și răspunsuri care vor necesita discuții, unde vom ajunge, da? Când vom ajunge. Eu sper să fie, așa cum am discutat cu colegii noștri din fotbalul feminin actual, într-o zonă bună, pozitivă. Deocamdată, personal, nu am răspunsuri. Însă trebuie să-l luăm la pistatul, pentru că vedem la nivelul fotbal internațional și în lumea bună a fotbalului european, fotbalul feminin reprezintă ceva. Chiar din acest an, din iarnă, dacă nu greșesc, se acordă și balonul de aur în fotbalul feminin. Da, da. Deci țări deja care fac pași importanți, în timp ce noi încă ne gândim la strategii. Da. Bun, dar gândiți-vă, un contract a unei jucătoare profesioniste de top, cum spuneți dumneavoastră, laureată, da, de balon de aur, nu cred că e un contract mai mult de 50.000 de euro pe an. Singurele loturi naționale care au aceeași sistem de recompensare, cred că este cel al Norvegiei, unde fotbal feminin se află pe aceeași treaptă cu cel masculin. Este posibil, dar sunt diferențe mari. Chiar dacă știu eu acum am spus o sumă oarecare, diferențele sunt foarte mari comparând cu ce contracte au, să nu spun jucătorii chiar de top, deci marea majoritate a jucătorilor profesioniști din Europa. Deci nu se poate compara cu fetele din fotbal. Și vorbim de profesioniste. Deci nu vorbim de campionatul României, care este un campionat de amatori. Deci lucrul acesta trebuie să fie foarte bine înțeles și încetățenit. Fetele în România sunt amatoare, sunt jucători amatoare. Vom ajunge și la area de selecție, însă până atunci, revenind la această discuție, în momentul în care te vei afilia sau vei activa sub sigla unui brand, da, există posibilitatea ca unele dintre cupuri să-și piardă identitatea? Absolut. Pentru că asta e și ideea federației. Dacă vorbim de fotbal feminin în acest colț de țară, totul se rezumă sau la cel mai înalt nivel. Este foarte interesant în gândirea lor. Deci, mai pe înțelesul lor, nostru, mai simplu așa, cum gândesc ei, da? La nivelul acela de sus, de management strategic. Ei spun așa,
tu, Clubul Independența, dacă găsești posibilitatea să te asociezi, dau un exemplu. CFR Cluj. CFR Cluj, da? Pentru că este mai aproape de noi și eu m-aș asocia cu Minerul Baia Mare, dar noi în Liga 1. Și pentru federația asta ar însemna o asociere cu vizibilitate, da? Și revin la ideea cu CFR Cluj. Automat voi juca sub denumirea de CFR Cluj, deci îmi pierd identitatea, dar este ok, sunt cu jucătoarele mele, eu fac un contract de asociere, dar contractul prevede obligații, drepturi între cele două părți, nu este nicio problemă, da? Probabil voi fi subvenționat de acest club, am rezultate că am jucătoare bune, mă văd acolo, toată lumea e mulțumită. Federația vinde, că joacă Steaua cu CFR Cluj, Steaua, FCSB, sau, mă rog, Botoșaniu, pentru că este, iată, un club interesat de așa ceva. A fost primul club care și cu declarație că chiar își doresc echipă. De asemenea, la Sibiu, am înțeles. Bun, în același timp pot să rămân, dacă consider că bugetul care mi-l pot structura eu pe cont propriu, pe identitatea mea, Independența, aici în Baia Mare, cu sprijinul municipalității, a Consiliului Județean, a sponsorilor, este peste ceea ce mi oferă exemplu dat CFR Cluj, pot să rămân cu identitatea mea, Independența Baia Mare, să mă lupt, să devin eu brandul care se luptă alături de celelalte echipe cu nume de Liga 1, să spunem, da? Și nu e cea mai mică problemă. Pot și eu să fiu vândut, să am vizibilitate, m-ați înțeles? Deci cam asta este gândirea în acest moment la nivelul Federației Române de Fotbal. Pentru că acest proiect nu este unul rău, însă nu știu dacă e realizabil la modul practic, cu ceea ce se întâmplă în teritoriu. Părerea mea este că un pic se grăbesc lucrurile. Deci eu cred că nu am trecut încă de faza de dezvoltare și de stabilitate pentru fotbalul feminin. Pentru că și la federație trebuie să se înțeleagă cât de greu este să obții finanțare, cât de greu este să reziști pe piață, în condițiile în care mai mult în Baia Mare, vorbind de fotbal feminin, în contextul în care există o paletă largă de alte discipline care la fel sunt de prim eșalon și unde e nevoie la fel ca la dumneavoastră de bani. Absolut. Deci în cele 12 cluburi... Și cred că sunteți singurul club de eșalon superior, practic de eșalon de elită, care aveți jucătoare cu statut de amatoare. Nici handbalul, nici voleiul, nici... Așa este. Sunt jucătoare amatoare. Eu mă bucur că am găsit înțelegerea multe dintre ele să lucreze cu un program cu orar redus. Li se permite să vină pe cât posibil la antrenamente, la jocuri. Avem... Noi le dăm programul din timp societăților unde sunt angajate și ele... Există, să spunem, o deschidere a unor agenți comerciali, însă nu știu dacă se poate face la nesfârșit în altă performanță de acest sistem. Pentru că vorbim performanță de niște agenți economici care și ei privesc din punct de vedere financiar. Deci, clubul ca și pe ramura aceasta a fotbalului feminin, da? La nivel național este foarte bine cunoscut. Independența Baia Mare este respectat. Este ok, dar pentru performanță trebuie să facem mult mai mult. Noi aici l-am dus. De aici ar trebui, nu știu, ar trebui să ceva să se întâmple să facem mai mult. Da? Poate că e bine această posibilitate de parteneriat pe care oferă federația și poate vom avea în următorii ani o propunere sau noi vom veni cu deschiderea în contextul acesta. Ce aș mai vrea să precizez un pic despre buget și dacă ne mai permite timpul. Da. Dacă nu, după pauza publicitară. După pauza de publicitate, atunci. Atât voi spune, stimați spectatori, că rămân deschise aceste discuții, pentru că odată pierzându-ți identitatea, este greu să rămâi, să spunem, în comunitate cu același important brand. Iar asta, Independența Baia Mare și-a câștigat acest important nume și locul pe prima scenă tocmai datorită performanțelor. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, urmând să revenim cu partea a doua emisiunii peste câteva momente. Cu
ocazia mutării în casă nouă, echipa Vista Vision vine în întâmpinarea nevoilor tale. De aceea, pe parcursul întregului an 2019, consultul de cataractă va fi gratuit, iar cei care își doresc să renunțe la ochelari vor beneficia de tariful de 1000 lei per ochi pentru operația refractivă tehnica PRK. Orice problemă oftalmologică ai avea, vino la Vista Vision, Baia Mare, Bulevardul Unirii 18. Programează-te la 0800 884 782. Ne găsiți în Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. FIC, broker agent de asigurare SRL, vă oferă ieftin și rapid următoarele servicii: înmatriculare auto, de la contracte auto, programări și pregătirea dosarelor pentru înmatriculare, asigurări de orice tip, RCA, casco, locuință, călătorie, viață. În Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. În fiecare zi, 7 zile din 7, de la ora 10 la 22. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Ce înseamnă să nu te poți bucura de minunile vieții? Ce înseamnă să nu te poți bucura de desenul copilului tău? O viață trăită în întuneric merită schimbată. Cu ajutorul doctorilor specialiști, cu aparatură de ultimă generație, la Clinica Vitreum, vreau să încerc o schimbare. Cu ajutorul chirurgiei refractive, am reușit să scap de ochelari, operație care a durat 5 minute. Dăruință, tehnologie, performanță. Într-un cuvânt, oftalmologie. La Clinica Vitreum. V-ați ales deja locația pentru nunta de vis? Dacă nu, aveți un motiv de decizie. Hotel Magus și Christakis Travel vă oferă cadou de nuntă. La fiecare nuntă rezervată pentru anii 2019 și 2020, primiți o excursie romantică în Veneția. Dacă vi se pare incredibil, mai aveți încă o surpriză. Christakis Travel și Restaurant La Gourmet vă oferă în plus două vouchere pentru luna de miere în valoare de 50 de euro fiecare. Pentru detalii și informații suplimentare, vă așteptăm la Hotel Magus din strada Dura numărul 4, Baia Mare. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Începe școala, începe grădinița, ai nevoie de rechizite? Cumpără-le pe toate dintr-un singur loc. Magazinul Compact. Magazin Compact. Cel mai bun preț, garantat! Fiecare client care cumpără produse de peste 100 de lei primește din partea magazinului Compact un cadou surpriză. Revenim cu partea a doua a emisiunii legată de fotbalul feminin maramureșan. Alături de mine invitatul Marcel Popa, președintele clubului ASE Independența Baia Mare. Domnule Popa, pentru că vorbeam de înaltă performanță, să spunem că acest proiect pus în dezbatere în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal vizează un număr mult mai mare de echipe față de stagiunea trecută, 12, însă să spunem un alt adevăr, doar trei echipe, printre care ASE Independența și ASE Independența Baia Mare, vă numărați printre cluburile poate cele mai sărace sau cu cea mai goală visterie dintre toate. Și aici mă refer la cluburi care nici nu puteți vorbi de un prag minim de pornire de un miliard de lei vechi. Da, fără 100 de mii, nu este club în Liga 1 care să nu aibă, să nu dețină acest prag minim. Deci de acolo încep discuțiile în fotbalul feminin. Dacă vorbim de cifre, deci nu, chiar nu e nimic de ascuns. Orice club din cele 12, cu excepția celor 3 pe care le-ați amintit,
au pragul acesta atins de 100.000. De acolo încep să-și este constituit bugetul. Sigur, Olimpia Cluj, Fortuna Becicherecu Mic, Piroș Security, nou promovată, dar foarte bine susținută de omul de afaceri Piroș. Deci sunt cluburi... Selena Constanța, nou promovată. Selena Constanța, de asemenea, nou promovată, da. Deci, Heniu. Voșoș. Heniu Prudul Burgăului, Voșoș, care are la nivel de sponsor privat o susținere bună. Și vorbim între aceste 12 cluburi de 2-3 localități mici. Nu vorbim de capitala de județ. Heniu Prudul Burgăului, exact, Becicherecu Mic, ce îmi vine acum da. În minte. Dar iată, sunt fie primar foarte interesat, serios, care ajută, investește, susține, fie oameni de afaceri din zonă, da? Deci poate că, cum se spune, mai bine fruntaș la țară, da, decât la oraș. Nu știu ce să spun. Sigur, există celălalt argument. La oraș, mai multe ramuri, discipline sportive, banii ce vin din mediul local, pe finanțări, sigur că vin în anume fel distribuit. Susținerea privată depinde... Foarte mult depinde și de modul în care cluburile reușesc să creeze această comunicare, să reușească să atragă sponsorul lângă el, dar ăsta este adevărul. Deci echipa din Filiaș, echipa târgovișteană, CSS. Însă CSS, Târgoviște e un club ei sportiv sunt școlar. Sunt strict pe cheltuielile de deplasare, de și să nu uităm că ei au și un mic în plus. Au și o pârghie prin Ministerul Educației. Da. Și destul de interesant și noi, care nu am reușit. Acum, sigur că trebuie în mod obiectiv să ne căutăm vinovăția, să încercăm să facem ceva în timpul campionatului și să îndreptăm lucrurile pe partea asta, dacă am discutat acum puțin pe linia aceasta a bugetului, a situației financiare a clubului. Pentru că la fel de interesant este faptul că tot derivat de la buget vine și area de selecție. Să spunem că în anul acesta, datorită multitudinii de probleme, nu ați mai înscris echipa de Liga 3-a, dar și datorită unor criterii impuse de către Federația Română de Fotbal. Criterii de vârstă. Într-adevăr, echipa de Liga 3-a, deci echipa secundă noastră, da, echipa a doua, satelitul, era un proiect bun și a ținut 3 ani. Deci acolo am rulat jucătoarele care așteptau să facă pasul spre prima echipă. Din păcate, în momentul în care Federația a extins proiectul campionatelor de juniare spre o competiție 11-11, pentru că noi la echipa a doua rulam și juniare. Atunci am considerat că este mai ok să participăm în aceste campionate Under 15 și Under 13, da, cu 11-11, deci este o competiție care se dispută exact ca la nivelul ligii 3, 2 sau 1, da, cu jocuri să zicem regionale, deci noi facem parte dintr-o grupă cu deplasări la Cluj sau la Odorheiu Secuiesc Reghin, deci iată deplasări mai lungi pentru o echipă de juniare și este un lucru bun pe undeva pentru că e o competiție mai puternică. Înainte erau acele turnee locale, ne întâlneam interjudeț, da? Și cu un turneu final. Acum e mult mai extins și pe acest considerent având în vedere că aveau drept de joc jucătoare născute 2004 și mai mici, am considerat că este un lucru bun să rămânem doar cu echipa de junioare și să renunțăm la satelit. Toate jucătoarele de la satelit au făcut pasul spre prima echipă. Acum, normal, acolo la prima echipă trebuia să se vadă cei 2-3 ani din urmă pentru experiență, rula joc într-o ligă de senioare. Dar, din păcate, după cum ați văzut și declarația domnului Ivasuc, că încă mai e de muncit cu ele. Și este un pas greu cel de la Liga 3-a la prima ligă. Da, deci în Liga 1 deja chiar se vede performanța, vă spun. Deci, dacă compar Liga 1 de acum și cu cea din 2014, am dat un exemplu, când am mai fost în Liga 1, e mare diferență. Deci chiar vorbim de jucătoare cu contracte, să le spunem așa, deși, repet, fotbalul în România este amator.
dar sunt jucătoare care au contracte pentru că cluburile așa au considerat. Și aici, Olimpia Cluj, Becicherei cu Mic, Vașa și lucru care, care le asigură oarecare liniște jucătoarelor. Nu toate. Deci au o parte dintre jucătoare. S-a văzut că jucătoare care exponențiale, cum au fost și cele de la Becicherecu, acea Lunca, un jucător extraordinar, sigur, însă cu un caracter mizerabil, pot să spun, sau Rognean. Sunt jucătoare care pot să facă diferența. Și jucătoare cu experiență, cum la Baia Mare, Ioana Borodi, putem zice că duce 40-50% din așa este. Asta a și fost deciziile. Strategia noastră, un portar foarte bun și un atacant. Pentru că restul, bine, și media noastră de vârstă tot acolo a rămas, la 19 ani. Borodi, dacă nu greșesc, este golghetera stagiunile trecute. Cu Carp. Au fost acolo niște discuții, până la urmă Carp a fost declarată. Între timp s-a transferat în... Da, însă, la modul, real, ambele aveau acolo 25 de goluri marcate. Da, sigur, a fost și sistemul de campionat cu play-off, play-out, dar în campionatul regular, acolo au fost la egalitate. Pe urmă, vă spun, cea mai vârstă jucătoare la noi în continuare are 22 de ani, da? Cele mai tinere sunt acolo la 16 ani, deci media 19. E, și la Fortuna Becicherecu, cu jucătoare sucilă, 30 de ani, sau... alte jucătoare, Lunca, care l-ați amintit, o jucătoare cu experiență, fac diferența. Degeaba, nucleul nostru rămân jucătoarele tineri. Întotdeauna a mers pe... Însă trebuie avut grijă și de acest nucleu, pentru care de selecție, cum spuneam, este deosebit de mică. Aici poate, cred că va fi și o problemă la nivelul strategiei unitare pe care dorește Federația, sigur, pentru că, să spunem, per total, în România, ca jucătoare legitimate și care efectiv practică fotbalul, sunt în jur de 2000 de jucătoare. Deci legitimate, da. De saltul din 2004-2005, de când a început fotbal feminin să apară pe șicherul din România, se vede. Însă să nici nu ne îmbătăm cu apă rece că există... La nivelul federației, sigur, statisticile, declarațiile sunt la un număr mult mai mare de jucătoare. Da, pentru că au fost luate în calcul participarea acestor fete, să spun așa, din întreaga țară, în diferite proiecte. Fotbal și feminitate, cupa... Timbarc. Gheorghe Ola. Da, campionatele, da. Și chiar, dacă nu greșesc, acele ONSS-uri. ONSS-uri, exact. Competițiile sportive. Dar să vedem aceste fete care nu sunt legitimate, ele participă și la alte ramuri de sport. Ceea ce este interesant ar mai fi, și vorbim de o cifră de care s-ar apropia, din informațiile mele, de 1000 de, deci de aproape 1000 de sportive, fete legitimate la cluburi de băieți în toată țara. Deci care nu participă la campionatele de fete. Dar acestea sunt fete până la vârsta de 12 ani. După care nu se mai regăsesc. Depinde. Deci aici ar trebui, iarăși vine menirea noastră, cluburilor de fotbal feminin, să le descoperim pe aceste fete, să le încercăm să le aducem aici. Atracția pentru acest sport, pentru fenomenul fotbal feminin, este mare în rândul fetelor foarte tinere. Pentru că în momentul de față în fotbalul feminin românesc, să se înțeleagă, este un circuit închis. Tot ce înseamnă jucătoare bună sau jucătoare mai puțin bună se transferă doar la cluburi din România. Plus că trebuie să mai ținem cont de faptul că un procent de circa 10% anual se retrag dintre ele. Da, preferă alte opțiuni. Foarte, da, foarte exacte, adevărate. Deci nu ai o are de selecție, nici financiar nu-ți permis să te gândești la jucătoare din afară. Toate aceste transferuri, trocuri sau cum vreți să le numiți, se fac doar între cluburi. Între parteneriate, cum aveți dumneavoastră cu Olimpia Cluj. Olimpia Cluj, să știți că și-a mai existat parteneriat. Are un parteneriat foarte bun cu Heniu, Prudul Burgăului. Deci, în ultima perioadă, au dat 5-6 jucătoare în fiecare an. Și o să există probleme pe baza acestor parteneriate, pentru că o să apară discuții. Cărui club o să îi se dea jucătoare mai bune și... Absolut. Adică o să apară negoțul. E foarte posibil, da, e foarte posibil, păstrând sigur gândirea aceasta, ca anumite cluburi să dispară. Deci, dau un exemplu, în București, da, dacă prezintă interes pentru un club
de băieți, e posibil să fie luat cu totul. Deci cu toată structura, junioare, senioare, pentru că vorbeam de acel parteneriat și de exemplu pe care vi l-am dat cu CFR Cluj, aș fi vrut să mai fac o precizare. Nu înseamnă că Clubul Independenței ar dispărea complet. Deci, la nivelul juniorelor, noi ne păstrăm identitatea și putem să, dacă parteneriatul dorim mai complex, atunci da, e altceva, putem și noi să dispărăm cu totul. Deci putem să jucăm la nivelul unei ligi inferioare, cu echipă de senioare sau cu junioare, sub brandul nostru. Ideea este, v-am spus, acolo și poate că în discuția asta am dus-o mult în jurul acestei probleme, dar la nivelul federației mi se pare decizia cea mai interesantă, mai importantă care s-a luat în această Însă parte. Să mai ținem cont de un aspect. În momentul în care îți întocmești un dosar de eligibilitate pentru a obține fonduri de la autorități, este foarte important și la nivel, la ce nivel activezi. Absolut. Pentru că dacă vii cu un dosar și spui încerc o construcție, încerc să pornesc cu junioare, cred că nu s-ai nicio șansă de a primi finanțare. Sigur că în momentul în care vorbești poți să ai deloc sau la un nivel de bază foarte mic. Deci și care înseamnă subzistență. Așa este. Pentru că, să spunem, și în momentul de față, Federația Română de Fotbal către resortul feminin a făcut anumite ajustări, va mai asigura câte un rând de minci, deci lucruri minore, par minore, dar... Este cunoscută subvenția pe care federația, dar acea subvenție a rămas aceeași ca și acum 10 ani. Nu, haideți să spunem, numai legat de transport, prețurile sau tarifele practicate de transportatorii au crescut, da? Iar la cazare și masă, vă spun eu că s-au dublat. Deci acum 8-9 ani, cu 60 de lei de persoană, luam 3 mese și o cazare. La o pensiune decentă, la o deplasare, să zic, și cred că până anul ăsta n-ați avut niciodată deplasare până la Constanța. Da, și asta va fi ceva inedit. Dar anul trecut, în campionatul trecut, am plătit deja la Timișoara 120 de lei. Deci s-a dublat. Deci, practic, subvenția nu este 50% din... Foarte mult s-a discutat și s-a spus că fotbalul feminin sprijinit de federație și iată că subvenții acolo sunt bani. Dar și... nu s-a ținut pasul cu ajustările de pe piața actuală. Probabil că este normal să fie așa. Pentru că ne mai despart doar câteva minute de final acestei emisiuni, iar pentru a nu îi dezamăgi pe telespectatori, vom încerca la final să dăm doar interviurile din lumea rugby-ului, renunțând din păcate la cele de la fotbalul masculin. Credeți că fotbalul feminin poate într-un timp, să spunem, 4-8 ani, luăm un ciclu normal, să ajungă la nivelul fotbalului din Europa de Est? Mă refer la nivelul cluburilor. Pentru că la nivel național, încă începem să ne mișcăm, contăm. Federația Română de Fotbal crede. Deci asta își dorește și crede că așa se va întâmpla. Ăsta e răspunsul. Pentru că eu cred că atât Burleanu, Răzvan Burleanu, cât și alții, poate că ar fi, s-ar impune să facă personal lobby la nivelul autorităților județene. E o problemă, din câte știu eu, da, sunt implicați, au implicat, au existat anumite scrisori de intenție. Iarăși e o problemă mai complexă care, ca și durată de discuție, cred, ne depășește emisiunea. Însă aș vrea să precizez că la nivelul federației interesul și pentru loturile naționale, mă refer la fotbalul feminin, parcă a mai scăzut, adică după numărul de acțiuni. În alte țări se fac acțiuni cu loturile naționale de junioare în fiecare lună. Da? La noi se făcea trimestrial, acum se face o dată pe an. Iarăși, nu știu, căutăm răspunsuri. Însă e important că Baia Mare rămâne și din acest punct de vedere în atenția fotbalului feminin, pentru că, să nu uităm, avem doi băi măreni care activează. Unul dintre ei este Liviu Ivasuc, actualul antrenor al echipei, și fost antrenoare Irina. Irina este Irina principalul Codea. La Under 17, Liviu Ivasuc este secund la Under 19. Sunt lucruri pozitive, bune. Avem fete la Națională, Raluca Dragoș, la Național de 17 ani. La cea de 19 ani și la cea de 17 ani Careanca Oneț Dariana. Pentru că mai există încă un proiect al Federației Române
de fotbal, aceea cu dubla legitimare. Acele centre... Centrul s-a înființat de anul acesta, este primul an când există centru cu susținere olimpică, un centru la Cluj, pe lângă LPS Cluj, și Baia Mare este reprezentată de Diana Oneț. Fata este din Carei, joacă la noi de 2 ani, va fi dublă legitimată, de va juca la LPS Cluj în campionatul de junioare și de asemenea pentru noi. Ea, de fapt, a și evoluat în primele două partide, este născută 2004, este o jucătoare promițătoare. Este descoperirea noastră la un club de băieți. A fost transfer făcut de la club de băieți. Deci, lucru care, iată, în timpul emisiunii am amintit, cred că e o sursă bună. E o sursă bună, să știți. Și știți unde este pozitiv fotbalul feminin? Încep să apară în anii următori, cum spuneam, în cei 4 ani, 8 ani, vor apărea juniorele, sau mai bine zis, jucătoarele cu junioratul făcut, așa cum vorbim noi lumea fotbalului. Adică cu stagiul acela de 6-8 ani în care au trecut pas cu pas prin toate ciclurile de pregătire ca și junioare. Pentru că acum încă mai joacă foarte multe jucătoare din talent nativ, care au apărut în fotbalul feminin, și joacă de 3-4 ani, dar nu au trecut niciodată printr-un sistem de educare, deci de selecție, de inițiere, de pregătire, ca și junior. Și poate că de aceea sunteți... S-a ajutat progresul. Și dumneavoastră sunteți ca și club, un club extrem de interesant. Tocmai în ideea în care ați găsit jucătoare aduse de nicăieri și ați reușit să încropiți echipă de primă ligă, an de an... Și iată să vă bateți cu Olimpia Cluj, care e practic o academie. Olimpia Cluj, care de 10 ani este campioană în titlă. Deci cam tot ce este mai bun în țară, începând de la vârsta de 10 ani, face pasul spre Cluj. Și atunci e normal să vorbim acolo. Și vorbim de niște poli de putere ai fotbalului, cum e Cluj, cum e Voșoș, cum era Târgu Mureș. Mai nou a apărut Heniu Prândul Bătălui, se duce încolo spre Timiș, cu Becicherecu. Iată că dumneavoastră încercați să rezistați și să țineți. Și veți vedea că va mai apărea Radu. Deci, Piroș Security. Da, sunt lucruri acolo pozitive, bune, au susțină financiară bună. Sigur, ca peste tot sportul impune sau cere o finanțare. Însă asta, să spunem, cu o structură de club extrem de foarte bine consolidată, dar nu mare. Sunteți 2-3 oameni în club care fac toată această muncă. Așa este. Alături de Florin Gherghel, e un volum foarte mare pe linia asta, și din punct de vedere administrativ, să spun organizatoric, la nivelul tehnic încă suferim. Deci, am început o colaborare cu doamna Dana Crișan, doctor... Medic psihiatru. Medic psihiatru sportiv, cu specializare. Spune o doamnă extraordinară, deci chiar, cum se spune, un meseriaș. Sper să fie benefic. Deci încercăm, dar cei care suntem implicați în club, într-adevăr, suntem puțini. Și pe linia aceasta cred că mai avem de muncit, de a încerca să atragem oameni cu idei noi, oameni care și-ar dori cu pasiune să facă ceva alături de noi. Și cine știe, de ce nu să pasăm ștafeta? Și eu rămân la fel de optimist de faptul că duminică veți veni de la malul mării pe lângă bronzul cu care se vine de la mare cu cele 3 puncte, pentru că la final de săptămână, să spunem telespectatorilor, ASE Independența Baia Mare va face prima deplasare inedită la malul mării, jucând cu Selena Șantierul Naval Constanța. Domnule Marcel Popa, vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Cu lumea sportului ne vom reîntâlni lunea viitoare, așa cum vă promiteam la final de emisiune, 4 interviuri din lumea rugby-ului, pentru că sâmbătă a avut loc etapa inaugurală din Superliga de Rugby, CSM Știința, Baia Mare, Tomitanii Constanța 42-17, interviuri cu Constantin Pristăviță, Dorin Gigi, Eugen Apioc și Adrian Ion, capitan de echipă al Tomitanilor. Până săptămâna viitoare, eu vă doresc toate cele bune, la revedere!
Constantin Pristăviță, un meci important astăzi, un start de Superliga, cu o nominalizare a ta a jucătorul meciului și de ce nu cu două eseuri reușite astăzi? Da, a fost un meci, zic eu, ok, am început un pic cam prost, am luat eseu pe atacul nostru, n-am reușit să ne motivăm, să ne concentrăm mai repede un pic, însă după eseu l-am intrat în joc, a fost o muncă colectivă. Am marcat 3 eseuri până la pauză, puteam să mai marcăm, n-am fost concentrați în ultima fază, în ultima parte. Și mă bucur că am reușit într-un final să luăm și punctul bonus și să ne facem joc. Urmează o partidă mult mai grea, tot acasă cu Steaua. Da, un meci destul de dificil, va fi reeditarea finalei. Ei o să vină pentru revanșă, vor vrea să câștige la noi acasă și noi trebuie să ne facem jocul, să luăm fiecare meci pas cu pas și să câștigăm. Îți mulțumesc! Mersi! Dorin Manole, după intrarea ta pe teren, pentru că iată ai intrat din postura de rezervă, ai reușit să-ți faci pe deplin datoria, reușind să transformi ambele eseuri. Da, mă bucur că am putut să ajut echipa și să câștigăm așa cum ne-am plănuit. Sunteți în momentul de față 2-3 jucători de picior care dau la buturi. E o concurență? Păi e o concurență și asta e de bun augur pentru noi, că așa ne putem ajuta echipa și să avem rezultate cât mai bune. Cu cât suntem mai buni, cu atât mai bine. Crezi că meciul cu Steaua va fi mult mai greu? Sigur. Steaua este o echipă diferită față de Tomitani Constanța și o să vină cu gândul să-și ia revanșa după finala pe care a pierdut-o, plus că în ultima vreme s-au mai și întărit cu jucători și vor veni aici cu gândul să obțină o victorie. Dar noi o să fim pregătiți, o să ne antrenăm așa cum trebuie și cu moral bun după această victorie să sper să ne facem treaba. Într-o oarecare măsură s-au egalizat forțele și la echipele mici. Și aici mă refer la Buzău, Tomitani. Fiecare, și anul trecut au avut echipe destul de bune, dar și noi ne-am menținut destul de bine, ne-am antrenat, am avut rezultate foarte bune. Nu cred. Eu, cel mai bine ar fi să ne gândim la noi, nu la ceilalți și să ne pregătim cât mai bine, să le arătăm tuturor de ce suntem campioni României. Îți mulțumesc. Plăcere. Adrian Neon, o partidă grea la Baia Mare, însă cu startul de primă și a doua repriză bune pentru voi. Da, un meci greu aici și când eram cu o echipă puternică erau meciuri grele aici. Acum fac parte într-o echipă tânără, în construcție și chiar sunt mulțumit de atitudinea băieților. Au luptat până la sfârșit, au fost unele greșeli, diferența de experiență s-a văzut, dar sperăm că o să construim, sunt o echipă în construcție și pe parcurs să ne îmbunătățim jocul de la meci la meci. O replică bună dată astăzi, campioane. Da, ne-am motivat foarte bine. Am vrut să arătăm altă față decât au arătat-o băieții weekendul trecut. Am reușit. Săptămâna viitoare ne așteaptă un meci accesibil și o să fim pregătiți să-l câștigăm. Față de ediția precedentă, deși numărul echipelor a scăzut la 7, să spunem o altă față atât a voastră cât și a echipei din Buzău. Da, s-au întărit majoritatea echipelor pentru că echipa CSM s-a desființat. Este o pierdere în primul rând pentru rugby românesc, dar și pentru noi jucătorii, că erau mai multe echipe puternice care se băteau pentru titlu și care promovau jucători pentru echipa națională. Majoritatea foștilor jucători de CSM s-au întărit celelalte echipe și probabil că de-aia campionatul va fi mai echilibrat anul acesta. Îți mulțumesc și multă baftă! Domnule Apioc, o victorie de bun augur acum la startul campionatului cu o echipă extrem de ambițioasă. Da, pentru noi a fost important și rezultatul, dar în același timp încă suntem în căutarea unei formule ideale. Astăzi am avut numai puțin de 10 jucători sub 23 de ani pe foaie de joc, ceea ce e foarte bine pentru noi. O felicitare foarte mare din partea mea e pentru Paul Papaia, pentru debutul lui în Superliga. A făcut un meci foarte bun și mă bucur enorm pentru el. Sper să capete mai multă încredere și sunt convins că va avea un viitor frumos. Credeți că este o victorie de moral înaintea reeditarei finalei Superligii de rugby de anul trecut? E important orice punct, ținând cont că deja a început campionatul. Trebuie să fim din ce în ce mai pragmatici și să adunăm cât mai multe puncte și vom lua fiecare meci
în parte și următorul meci cu Steaua va fi unul important, jucăm acasă și trebuie să ne luăm punctele. Credeți că odată cu dispariția echipei CSM București se egalizează forțele și aici mă refer la rezultate consemate la pauză în meciurile cu Tomitani și de ce nu a echipei Gloria Buzău? Sigur, fiecare echipă a încercat să ia cât mai mulți jucători la CSM. Îmi pare foarte rău pentru că a dispărut CSM București, era o echipă foarte frumoasă acolo. Și sigur că s-au întâlnit celelalte echipe, din păcate am rămas doar 7 echipe. Un tur de campionat cu numai puțin de 4 meciuri pe teren propriu și doar 2 afară. Este un avantaj sau un dezavantaj? Cu siguranță va fi mai dificil în returul ăsta, este programul și ne adaptăm. Nu avem nicio scuză din punctul ăsta de vedere. Trebuie să strângem cât mai multe puncte în meciurile de acasă și de afară să aducem puncte. Pristăviță, desemnatul meciului. Felicitări, a fost și un post inedit pentru el, dar și-a făcut treaba bine și mă bucur pentru el. A fost foarte mulți jucători care astăzi au confirmat. Vă mulțumesc!